salut că am mers Adal și să facem o nouă serie pe acest canal, jocul Black the Fall. Acest joc este făcut de ceva developeri români. Vedem aici că avem până și inscripționat acolo în pământ, avem cum arată țara noastră. Cred că este ceva, este vorba despre ceva fabrică, ceva uzină. Am jucat foarte puțin, însă n-am reușit să ajung prea departe. Întâi m-am obișnuit așa cu cam cum merge jocul. Vedem aici că avem un lift și noi suntem singuri, venim la lucru, gen, și suntem singurii oameni care pleacă de aici. Bă, dar eu n-am geantă. Nu știu, o poșetă, așa să vedem. De pe ăsta sar, de pe ăsta mă las jos, de pe ăsta alerg. Așa, trebuie să mă pun aici pe bicicleta asta și cam asta e meseria mea. Gen, asta lucrez aici. Vedem că cad acolo numerele de sus, sunt 1991, uite, acolo 9989. Și avem o poză cu Neanicu sus, să vedem pe Ceaușescu. Și de fiecare dată când se bagă ăsta, se desface ușa aia acolo și eu trebuie să alerg aici. Hop! Să văd dacă prin. Așa, am fugit mai departe. Și aici îmi zice să fug cât mai repede, dar trebuie să am grijă să nu intru prin acest cerc roșu, pentru că mă împușcă. Așa că de fiecare dată când vine câte o din asta pe aici pe sus, eu merg încet pe încet pe sus și coborâm aici. Nu poartă, nu fac poarta asta. A, pot să o împing. Mă gândeam că trebuie să sar sau ceva. Așa, vedem acum unde am ajuns. Fac tempul, nu mai văd. Oh, și aici e un foc. Ah, uite aici, avem ceva sus. Și dacă învârtim de ea, cred că se oprește focul ăla. Da, s-a oprit focul aici, hai să mergem mai departe. Deci eu o trapă jos. Așa, și aici avem un, nu știu ce e la un, pe un gras, habar nu am ce e. Cred că dacă dau cu asta jos, cred că mă prinde ăla. Așa că am văzut că se aude ceva zgomot. Nu-s ca tine pe bun, n-are treabă. Hai că nu-i cheam opresc, să încerc să trec repede. Aha, așa, hai că am mers. Și acum sărim în partea aceasta. A, de pe la punem ținta și aici cred că îi dăm să meargă în față. Așa, bă, da. Bate ăla fix pe mine. Dacă mă duc mai jos, oare? Vedem că aburul ăla bate pe mine și tare mi-e să nu mă omoare chestia aia. Așa e putin. Dar cumva acum mă trebuie să dau înapoi în sus, e să mă dau mai în sus. Așa, și cred că și acum dă pe mine. Da, am murit. Hai să dăm acolo. Cred că tot așa trebuie să dau un geamul ăsta sau să dau un geamul ăla mai de jos. Așa, du-te. Bă, da, dacă mă dau mai în jos, oare o să sparg geamul? Așa, hai să vedem acum dacă mă dau în spate și mi-au viteză. Nu, 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 în partea... Așa. Așa, am reușit să sparg și geamul ăla de acolo.
Să se ducă lumina asta, să văd, uite, hai repede, repede, repede. Hop, am sărit și zice să mă prind aici de sus. Nu, ah, că nu mă moram, că zic o să trag în mine. Nu știu, din instinct m-am zis. Uite, avem pe ăsta care cred că și el vrea să evadeze. Vedeți, aici avem un Helios jos. Care și el cred că a fugit. Hop, 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 ce aici? Oh, fata aia, mamă, și m-a omorât ăsta. Am văzut un chest. Trebuie să am grijă, deci mă apropie aici. Ce buton trebuie să apăs? Nu mi-arată niciunde. Ah, asta trebuie. Am crezut că trebuie să apăs ceva. Sper că merg bine pe aici. Am crezut că trebuie să apăs ceva acolo ca să se desfacă ușa, hop. Că se salvează aici automat, că am ajuns undeva. Aici, asta nu pleacă niciunde. Wow, ăsta trage mine. Dacă mă duc, dar văd că încă mă urmărește. Hai, se încarcă, se încarcă, se încarcă, se încarcă. Aici. Ia dacă apăs pe asta. Ce se întâmplă? Vedem pe cineva acolo la geam sus. Oh, o să tragă iar. Adică trebuie să duc ăsta în flăcările alea să... Ia foc. Vedem pe cineva acolo la geamul de sus. Hop, 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 hop. Așa, și acum mai trage, mă, dacă poți. Hop, hop, îmi place că sare și el de-ată cu mine. Așa, hop. Bănesc că... ce s-a întâmplat? Asta nu pot să trec. Hop, oare când vine aici cu viteză de rămâi... Da, asta se întâmplă. Păi, dă-te jos. Bonk. Hai încă una. Hai, hai înapoi sus. Așa, am ajuns mai departe. Avem aici o gâleată, bă, ce s-a întâmplat acolo? S-a scupat aia, mă. Hai, și ciclopul ăsta sau cineva are un fel de sclav aici. Vedem că îl pune pe la ce să facă. A, uite că mi-arată, îi dau cu ceva în cap. Care... Asta s-a lăsat în... A, uite, se lasă în jos, cred că asta vreți să fac. Super, și acum? Mi-am luat acolo mânușa și acum folosesc eu mânușa lui ăsta? A, uite că vedem aici... dă-mă mai în față. Vedem aici că mi-arată pe imaginea asta, deci apăs butonul ăsta. Ok, cred că trebuie să apăs ăsta de aici. Pot, dar se controlează greu. Nu vrea băiatul ăsta să vină aici. Dar trebuie să dau și pe el click. A, da, trebuie să dau pe el click. Vedem că a luat acum asta mea. Apasă aici. Așa, și îmi desface ușa. Cum mă scap de asta? Sau încă trebuie să-l mai folosesc pe asta? Da, ce să mai folosesc pe asta? O, mă moară asta, o. Aha, a pus raza pe el.
să m-am văzut acum. Cum mă prind ce trebuie să fac aici? Deci, îl punem ăsta, îl pun să vină aici. Așa. Duce acolo și el începe să învârtă de chestia aia. S-am grijit să nu-mi prind, am văzut că dacă îmi prinde raza, uite că și mi-arată aici un semn. Dacă îmi prinde raza e de rău și ce face asta, că îmi învârte? E o chestie, nu știu asta. Bănuiesc că e ceva toxic după ce ne arată aici. O să intre în ea, ok. Pus pe asta înapoi. Așa, deci acum l-am prins. Și el se duce acolo. Încă nu m-a văzut raza. Mi-a deschis ușa, perfect. Când se duce chestia asta înapoi, eu o iau la fugă. Bun. A, asta chiar asta trebuie să fac. Uite, vedem că avem aici sus, jos, mi-arată acolo în imagine. Aici. Oh, și aici avem pe toți grei greilor. Pe Stalin, pe Lenin, pe băieții ăștia grei. Eu nu știu. A, asta era. M-a văzut ăsta. Am făcut gălăgie și m-a văzut ăla. Nu știam cum să scap de... de raza aia. Uite camera pe mine, dar nu se întâmplă nimic, doar mă vede camera aia. Și cum trec aici? Opri? El s-a oprit să ia o rătușcă, mă. Ăla cred că l-a văzut pe ăsta și vrea să deschidă poarta. Ah, m-am grăbit, trebuia să aștept. Vreau să aștept, deci ăsta că se oprește să ia rățușca, ăla-l vede, vedem acum că a întors capul spre el. Așa, prinde poarta, ăla miroase rățușca. Cum ăsta pleacă? Așa, și-o iau și-o la fugă. Deci am găsit un nou lift. Cum activam? Săgeata. A, așa. Dăm în jos, nu? Așa, coborâm în jos. Oamenii, să opresc aici un prim episod din Back to Fall, acest joc făcut de români. Eu am fost Adal și dacă îți place ceea ce fac, nu uita să lași un subscribe și un like și să-mi zici pe comentarii ce joc ai vrea să vezi mai departe sau să-mi zici câte ceva despre acest joc pentru că nu știu prea multe. Ne vedem la un nou episod data viitoare.